pentru cei de la Apele Române și Garda de Mediu o nouă balastieră fără autorizație de funcționare, fără autorizație de la primărie. Se lucrează lângă Albia Râului Străi, se cerne, se lucrează, se transportă. Poliția română nu oprește mașinile. În momentul când a găsit mașina, camionul cel albastru, fără asigurare, a spus că staționa camionul și el circula pe drumul public. Nu vor să-și facă treaba poliția română. Domnul Ciolea sfidează autoritățile, emite cu acte false, nu are act de proveniență, că a excavat la 4 metri adâncime și nu are act de proveniență pe material și face avize false și circulă cu mașinile pe drumurile publice. Cei de la Apele Române și Garda de Mediu nu își fac treaba.
Uitați cum trage prelata, să nu se vadă materialul furat. Patronul s-a urcat pe camion. Să acopere să nu se vadă marfa furată. Se fură în comuna Pui ca în codru verde. Primăria știe de acest lucru. Stau nepăsători. Domnul primar nu-l interesează. Dați cum trage prelata peste marfă să nu se vadă. Se acoperă marfa furată. Patru persoane flagrante. Utilaje neînregistrate la primărie.
Patronul furăcios se retrage cu camioneta Iveco. Și-a îndeplinit visul. Pleacă liniștit că mai bagă niște bani furați în buzunar. Fur calificat de locotenenții lui Ciolea Mironel.
Sunai, eu prins. Eu prins. Am sunat. La Călin am sunat. Eu prins. Astăzi când am sunat. I-am filmat și trimis filmarea direct. O făcut aviz de însoțire a mărfii falsă. Lu Andrei. Îi trimis la șeful de post ca să vadă șeful de post ce face locotenențe lui.